dar pot cu afirmația domnului șef, da, la acest dată de stat cu construcții prescornițoiu, cu cât de ascoare nu sunt voi, creșători și culme. Dumneavoastră, în care categorie vă încadrați? Pentru că avem mult timp de asta. Am umblat într-adevăr în străinătate, iar referitor la ce spuneți dumneavoastră de domnul Prescornițoiu, chiar nu știu nimic. Da. Tot din schimbări, la violență, la ură, între noi, suntem la noi omul cu toții. Am înțeles. Nu are importanță. Da. Deci, hai de camere și domnul. Da. Domnul secretar. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la ședință extraordinară. Ședință din 14 august 2018, ședință ce a fost convocată prin dispoziția numărul 125, emisă în 10 august, anul vânt. Dispoziție emisă de către primarul municipiului Hoșan, domnul Cristi Parente Misăin. Dacă mai este nevoie, vreau să vă fac cunoscut că în sală sunt prezenți 18 consilieri, absentează doamna consilier Creon Mariana, doamna consilier Drumea Ramona, precum și domnul consilier Bursan Costea. Iertați, da. 17 consilieri prezenți, asta înseamnă că ședința este statutară, vă spuneam doamne consilier, că pentru a se desfășura de clar ședința, trebuie să fie majoritatea consilierilor care în funcție prezenți în sală. Așadar, consider că numărul este suficient, din punctul de vedere nu sunt probleme cu această ședință să desfășoare, dar au făcut doamne președinte de ședință. Să mulțumesc. Sărâna, doamnă, bună ziua. Domnul, începe ședința de astăzi, dacă nu-i vă mai mică decât făcea posibilă
ne presează, deci e o investiție în derulare, ca să putem la drumul și la etapa a doua, vizează îmbunătățirea condițiilor de alimentare pe energie electrică din municipiul Focșani, prin automatizarea distribuției. Și dacă mai stăm încă două săptămâni și blocăm, lucrurile nu e bine, pentru că nu predicăm să ducem la din sfârșit investiții. Nu mai înțeles dumneavoastră. S-au început lucrările, s-au început săpăturile. Să se mute un post, să se monteze un nou post de transformare, conform avizului dat de cei de la ENET. Nu, nu, adică este un fel predicat, nu? Era să nu se întâlnească. Era un canal tehnic care, în mod normal, figura pe plan și la tăine de mai acolo. Până o să fac odată de el, în timpul săpăturilor. Și se impune schimbarea amplasamentului. De fapt, se mută amplasarea acestuia cu 4 metri, 5 metri mai încolo. Se lucrează acum acolo. Au asistat lucrările tocmai în acest motiv. Ne solicită să fim de acord cu modificarea amplasamentului, 4-5 metri mai încolo. Asta e, ăsta e motivul și chestiunea asta, că s-a băgat, nu s-a spus de suma să domnul consilier. Da, și vă explic, pentru că sunt inițiatorul proiectului, domnișoară. Costă, doamnă, vă trebuie. Da. Dacă sunteți inițiatorul proiectului, a cerut dreptul la cuvânt, domnului... Este dreptul meu prin legi. Nu. Este dreptul meu prin legi. Am zis, primarul are dreptul să intervină. Unde scrie, domnule? Nu este adevărat. Nu este adevărat, domnule. Nu este mai zis legea. Fie pare să scrie la cuvânt. Facem teoria de la mea. Cumpărați mai cu minciuni. Haideți terminați, da? Să pune la vot în acest proiect. Cine este pentru? Dacă s-a lucrat la zi de trebuie să descoperi chestiunea asta, de ce comentez că vreau eu. Nu prea mai am într-o zi ce proiectul care tot nu mai contează. Eu am fost la fața locului, știți când ne-am întâlnit. Ce faceți cu punctul ăla de transformare? Ce se face? Trebuie să-l spunem. Dar unde l-aveți? E la amplasamentul care este aprobat, dar nu pot să-l punem o funcție pe altă. Deci, vă rog, din tot sufletul, treceți la o mai sunt încă atâtea proiecte. E vorba de instituție și e vorba de montarea acestui punct de transformare în beneficiu cetățenilor. Deci o investiție de demorare care își lucrează. Domnul, haideți să ne oprim, eu oprim, eu oprim. Da? Da. Dați-mi voie, domnule președinte, nicio scuze de intervenție. Asta demonstrează proasta administrație pe care o face primarul aici de față, ținând cont de faptul că nu știe să cheme la o masă rotundă, la discuții, toți furnizorii de utilități. Și asta s-a întâmplat și în cazul străzii Gheorghe Matieu, da, unde proședința anterioară a spus primarul aici de față că a intervenit, nu știu ce, s-a spart, nu știu ce țeavă, dar el început să fie așa. Haideți să fim serioși. Proasta administrație. Spune, haideți să folosim un cuvânt bun, domnișoară, și nu vă caracterizează. Nu vă deranjează. Dar dumneavoastră folosiți datele mai obscene, așa că nu. Mi-e rușine să vă folosiți cu asta. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu votăm toți. Votăm cei de la comisie. Ei sunt așa, nu e discurea să vedeți. Noi sunt liberale. Ca să vedeți și noastră. Ce-a putea să vedeți? Domnule, stimați colegi, intrăm în ordinea de zi, da? Dacă în legătură cu proiectele de la ordinea de zi, sunt ceva probleme. Dacă avem de adăugat sau de spus. Da, domnul primar, vă rog. Domnule președinte, voiam să spun despre faptul că s-a luat ordinea de zi. V-am oprit, auziți?
dumneavoastră chiar nu vreți să... Eram înscrisă la cuvânt, n-ai rămas făcut. Este listă de cuvânt. Am dat cuvântul domnului primar. Stimați invitați, stimați reprezentanța ei mass media locală și centrală, sunt stupefiat de prezența atât de obscură și obscenă a celor de la PNL, bine ați venit, cu marile negre liberale. O să trecem mai departe, să propun o completare a ordinii de zi, cu trei proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea declasării în perioada 23-26 august 2018 în ansamblul folclorii în țara Vrancea, în calitatea Balcii, Bulgaria, pentru a participa la cea de-a patra ediție a Forumului Internațional Moștenirea Bulgariei. Un alt proiect de hotărâre pentru modificarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 259 din 2018 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uși și servitude asupra unui teren, o suprafață totală de 17,80 metri pătrați situată în Conceasta, dar Băienița, dar la 173, către SGFDE Electrica Distribuției Munțenia Nord, ESA, SDE, Focșani. Și un al treilea proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 18/2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a unui precedent cu modificările ulterioare. Da. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Dacă mai avem pentru ordinea de zi. Domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu înțeles că eram și la cuvânt, nu este primar ca și tot fac același cuvânt. Voiam să întreb, așa, pentru cultura generală a moșănenilor, dacă funcție, ascultați-mă, da? Vă rog, este proiectul completarea ordinea de zi. Vă rog să închideți. Este proiectul completarea care a intrat pe e-mail la ora 15 și 10. Se constă că la ora aceea ea se ținea ședințele de comisii de specialitate. Cum este posibil, da? Este vorba despre utilizarea excedentului bugetar, cum este posibil la ora 3 și 10 să intre acest proiect? În nervoarată rândul am atras atenția că nu este ok ce se întâmplă. Lucrul ăsta perseverează, da? Din ghilimele pericoare și vedem că nu se începe de atitudine. Spuneți-mi, dați-mi un răspuns de ce intră proiecte în timpul ședințelor Comisiei de Specialitate. Mulțumesc. Ședința a început la 15. Ședința este la ora 15 de la e-mail, domnule viceprimar. Ați niciun fel de importanță. Vreau să ne vedeți lucrul Comisiei. Am o întrebare la dumneavoastră. Dacă tot nu veniți la ședințe, nu veniți la comisii, de ce vă plângeți? Parcă spuneați că nu sunteți grei de cap. Deci, dacă aș putea să vă vorbești și înțelegeți, asta e o întrebare la ședință. Bună simț! Bunul simț, dar nu obligă să nu ne respecte. Consilier PSD, domnule independent, stimați colegi de la ANDE, domnule Iorga, deci eu aș vrea să vă cer la această ședință să vă verificați public de acțiunile violente și brutale pe care conducerea PSD la ANDE le-a impus împotriva românilor în victorii. Deci aveți să vă verificați public. Nu sunteți la urmă. Nu, nu, nu. Vă mulțumesc. Deci, e la urmă de zi, ce mai la urmă de zi asta? Ați-ne bunit. Deci, aveți cum la urmă să vă deimplați public de toate vizile de care s-a făcut. Părere, vedeți degeaba, domnilor, dar nu sunt la urmă de zi, vă spun eu.
dacă se abține cineva cu 11 voturi pentru, aceste proiecte au fost aprobate. Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotriv, dacă se abține cineva cu 11 voturi pentru și 6 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată. Intrăm în ordinea de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 439/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul de dezvoltare locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții de facere infrastructură, strada Concord, modificări și completări lucrurilor. Inițiator primar Cristi Valentin Biserică. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații, dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva cu 17 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local 158/06/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnice economice pentru obiectivul de investiții extindere școala numărul 3 Focșan cu 12 clase, județul Bracea, cu modificările și completările hotărârii. Inițiator primar Cristi Valentin Biserică. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva, auziți? Suntem atenți la ordinea de zi? Dacă sunt observații, dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Proiect. Mă scuzați, m-ați deregul la completare. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, auziți, haideți lăsați. Vot? Cu 17 voturi, proiectul a fost aprobat. Completarea hotărârii Consiliului Local 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local sau de susținere finanțare a unei categorii de lucrări, mă rog, care nu se finanțează la bugetul de stat prin programul sau dezvoltare locală 2017-2020 pentru obiectiv de investiție extindere cu 12 săli de clasă a școlii numărul 3 Focșan. Inițiator primar Cristi Valentin Biserică. Dacă în legătură cu acest proiect suntem observați, dacă nu sunt, la vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva cu 17 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Inițiator primar Cristi Valentin Biserică. Vă rog să vă abțineți la vot. Dacă este, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva cu 17 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Următorul proiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea declasării în perioada 23-26 august 2018 a ansamblului Procurori Țara Franciei, locatarea Valcii, Bulgaria, pentru a participa la cea de-a patra ediție a Copii pentru moștenirea Bulgariei. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Dacă este cineva împotriv, dacă se abține cineva cu 17 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Următorul proiect. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local 259/2018 privind aprobarea construirii cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude asupra unui teren suprafață totală de 17,8 metri pătrați, situat în Focșan, strada Păința, tramvaiul 173, către SCPDE Electrica Distribuție Muntenia Nord, SA SDE Focșan. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observați. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva cu 11 voturi pentru,
nu a fost aprobat, proiectul nu a fost aprobat. Și ultimul proiect, proiect de hotărâre pentru privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local 23 din 2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetului local pentru la încheiere exercițiului bugetar al precedent cu modificările ulterioare. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observat. Vă rog, domnul consilier Tănase, mulțumesc, domnul președinte. Eu aș vrea să întreb pe domnul primar câți bani primește Focșarnu de la rectificarea bugetară? Dacă puteți să răspundeți. Puteți? Nu știu. Nu știți? Domnul primar, când aflați, vă rog cum o să faceți public. Da. Bine, și dacă totul știm cât primește Focșarnu la rectificarea bugetară, nu trebuie să aruncăm banii așa, cu toptanul aiurea, pe lucruri inutile, da? Da. Vă rog frumos, să aveți grijă de chestiile astea. Nu mai cheltuiți banii aiurea, faceți spitale, faceți cu totul altceva. Cum domnul primar, noi domnul primar, nu reveniesc, exact, ordinea de țipă să-i transmit acum. Public. Și o să vedeam când o să aibă loc rectificarea bugetară, că nu va primi primăria municipiului Focșani niciun leu. Din ce cauză? Din cauza aceleași proaste administrații pe care a obținut să o îmbrățișeze în 2016 și în 2017 și din cauza aceasta nu există niciun leu care să vină către primăria municipiului Focșani. Așa că nu mai irosiți banii focșanilor, domnule primar, și încercați să faceți ce aveți de făcut, bine, măcar cu aia care mai sunt în misterie. Mulțumesc! Dacă mai sunt și altele, dacă nu supun la vot, vă rog să-i supun la vot.